Participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal și Valea Loc pe data de 22.08.2016, ore 15.30, la sediul primăriei Comunii Sândureni, în sala de Consiliu. Ordine de zi. Nu știu ce are mișcătul ăsta, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local al Comunii Sânduleni, inițiator primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a Primăriei Comunii Sânduleni, județul Bacău, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Sânduleni, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul 2 al anului 2016, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunii Sândureni, inițiator primarul Comunii. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul modernizare drumul de interes local al Comunii Sândureni, județul Bacău, inițiator primarul. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare drumul de interes local al Comunii Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței de domeniu public al Comunii Sânduleni a suprafeții de teren de 25.477 de metri, 20 metri pătrați, pe care vor fi amplasat rețele de distribuție aferent investițiilor alimentare cu apă a satelor apartenente Comunului Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați, reprezentând noua valoare a investiției. Alimentare cu apă, a satului apartenente comunului Sândulen, județul Bacău, inițiator primarul. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, inițiator primarul. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea cu caracter temporar a modalităților de gestiune a activităților de administrare a celulei 2, din care depozitul conform de deșeuri realizate prin proiecte, sistemul integrat de managerul al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primarul, proiect de hotărâre prin aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri, Nicolae Bălcescu, inițiator primarul, punctul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozite a deșeuri de deșeuri la celula 2 a depozitului de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul sistemului integrat de managerul al deșeurilor în județul Bacău, inițiator primarul, punctul 14, mi-aș mai ca să diverse. Dacă sunteți de acord cu urmă de zi? Împotrivă. Abține. Dacă alicăm la tot, nu e niciunul. Bine așa. Începe cu funcția, nu? Eu trebuie să-l citesc, să fie de acord. Da. Hai, eu citesc aici. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare a funcțiunii a Consiliului de organizarea funcționarea a Consiliului Local al Comunii Sândurier, inițiator primar. Inițiator primar. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local din data de 22/8/2016. În primul rând, de ani de zi, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local. După investirea noului Consiliu Local, în conformitate cu prevederile legii 393/2004 privind statutul aleșelor local, cu modificări și completările de vigoare, se impune ca noul Consiliu Local să adopte printr-o hotărâre de Consiliu regulamentul propriu de organizare și funcționare. S-a întrunit acest regulament de organizare și funcționare, doamna Nera, este foarte amplu. Ne-ar trebui o oră să-l citim. Dumneavoastră, dacă vreți să-l studiați acest regulament, l-a studiat în ședință, în comisie. Dacă vreți să-l mai restudiați, eu pot să-i dau citire, dar ați dat dumneavoastră. Dacă aveți propuneri sau modificări, să vină ce să-l dau. Consilierii care sunt mai la al doilea, treilea mandat știu că se aprobă în fiecare mandat. Părerea mea avea opa. Ca să citești toate alea hâtile, te stăm cu dumneavoastră aici. Să ne fac tu copul la fiecare comisie, nu? Domnul președinte, dacă îmi permite întrebare. Pentru că au fost discuții mai înainte referitor la internizația de ședința consilierilor, aș vrea să știu dacă în regulamentul ăsta este prins și internizația de ședință și numărul de ședințe într-o lună care pot fi onorat. Numărul ședințe maxim care poate fi plătit un consilier. Dacă e prins în regulament. Este. Da. Este. Este de maxim 3 ședințe. Dintre care 3 ședințe, dar primarul poate să convoace consilierul local ori de câte ori este caz, este nevoie. Dar numărul maxim de ședințe care poate fi plătit sunt 3 ședințe. Asta trebuie să fac ceva nou. Și sunt ședințe ordinare, ședințe extraordinare și ședințe de îndată. De îndată, având în vedere necesitatea aprobării acestor hotărâri în slujba cercetat Comunei Sândurene. Dacă vreau să știți, v-am explicat și în ședința extraordinară, aveam de aprobat
câteva, o hotărâre de Consiliu Local care era neapărat nevoie, o ședință de îndată în interesul cetățeanului comun Sandrâmbrie. Deci, în afară de ședințe extraordinare și de ordinare și pe comisie, mai sunt și ședințe de îndată. Dar cu ordine de zi, doar cu o singură ordine de zi, cu o singură ordine de zi. Aici aș mai face o referire pentru îmbunătățirea activității Consiliului Local. Haideți să, eu știu, să le convocăm cât de cât legal. Adică să respectăm termenele la care se pot convoca ședințele. Că s-au discuții prin sat, că, vezi, doamne, consilierii ar fi de bine, că nu vin la ședințe, că nu iau cuvântul, că nu participă la dezbateri, că nu vin cu inițiative, că ridică mâna în sus, așa ca nu știu ce. Vom putea elimina aceste discuții dacă ar fi ședințele convocate cât de cât legal și acele ședințe, cum se cheamă ele, extraordinare, să evităm să le convocăm cât mai des așa, să le convocăm exact atunci când este nevoie. Și în lege se precizează, în caz de calamități, în caz de necesitate, în caz de situații de urgență. Și, într-adevăr, când necesitatea impune, sigur că nu este niciunul dintre noi care să nu vină să contribuie la rezolvarea problemelor. Dar trebuie să participăm în cunoștință de cauză. Cam asta e părerea mea. Chiar dacă am uitat evidențe, nu mai aveam de cât că am uitat pe diverse, acest discuția... Păi nu, nu, nu. Acum este legat în regulament. De asta am pus problema acum. Că în regulament, de aia este regulament aprobat prin Consiliul Local care să precizeze toate condițiile care este. În regulament. Dar este trecut în atunci trebuie să respectăm și pot să spun că această ședință de astăzi este anunțată de miercuri sau de joi, iar... Domnul primar, dar n-am făcut referire pentru azi pentru, sau pentru alte ședințe din urmă. A zis pentru viitor. Pentru viitor, da, ca să ne înșinătățim și noi activitatea, ca și consilier, și să aibă un randament mai bun, să vinem cu adevărat în sprijinul dumneavoastră, în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activității. Conform articolului 77, indemnizația va fi în cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului. Punctul 3, numărul maxim de ședințe prin care se pot acorda indemnizația potrivit alineatul 2, întoarce înapoi la alineatul 2, este de o ședință ordinară de Consiliu și două ședințe de comisie de specialitate pe lună. Deci 3 ședințe maxim. Da, acum ce vreau să spun, e ședințe care se plătesc, nu? Dar nu era că suntem așa în fiecare dată, când vedeam. Doar un singur punct de ordine a zi, doar atunci când este interesul cetățeanului. Deci nu. Ședința extraordinară, cealaltă a fost urgent. Da. Alte întrebări cu din regulamentul. Veți propune? Propune. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificărilor în organigrame de statut de funcție a aparatului de specialitate a primăriei Comunei Sandrâmbrie, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. În anul 2015, când s-a retroactizat un produs de către Ministerul Dezvoltării, Prefectura ne-a aprobat și un post de șofer. A fost scos la concurs postul de 0,25 persoană desemnată, iar domnul viceprimar Radu Neu, ocupând funcția de viceprimar, postul de persoană desemnată a fost vacantat. Funcția contractuală de inspector prevăzută la numărul
cu criteriul 21, care în coordonare de situație de urgență, va fi vacantă. Funcția conductoare de șofer pe vânzătura serviciul public va fi funcție temporar vacantă. Vă dau citire la toate punctele modificate de organigramă. Adică, ce vreau să spun? Eu nu aștept, am venit din școală, nu e mică și mă atavii de învățământ. În administrație e cu totul diferit. Spre exemplu, la școală, dacă ai o normă, un post, înseamnă 18 ore. Poți să ocupi o fracțiune de normă sau jumătate de oră, 9 ore. Aici un post, chiar mi-a explicat doamna că nu am dreptate, un post, chiar dacă este ocupat de 0,25, cum era ocupat domnul Nelu, este tot un post. Deci trebuia neapărat vacantarea postului domnul Radu pentru, și pe urmă scoaterea concursului a jumătate de normă de post șofer pentru microbusul școlar, al unității școlare. De asemenea, funcția conductoare de tehnician asistență socială în cadrul compartimentului de asistență comunitară va fi treaptă profesional asistent. Aici a trecut pe următoarea treaptă fetele angajate prin UNICEF. De asemenea, și fața de pe asistență medicală comunitară va avea treapta profesională asistent. Deci următoarea treaptă. Modificări. Acestea sunt modificările statului de funcție. Discuții? Ce-o pun la voda? Cine e pentru? Cine e pentru? Punctul 3, da? Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salutizare în Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Sângureni, inițiator primar. În conformitate cu prevederea OGE numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații, domnul Brânză a fost ales în organul de conducere a ADIS, iar acum, domnul Radu Neu, fiind viceprimar, va fi membru desemnat în cadrul adunării generale ADIS Bacău. Deci modificarea în locul domnului Ionică Brânză va fi domnul Radu Neu, ADIS. În ședința următoare va fi aceeași modificare pe ADIP. Deci propun numirea domnului Radu Neu din partea primării Sărbărești ADIS Bacău. Sunteți de acord, nu? Da. Aici ar trebui să vină doamna contabilă, vreau să o urmească doamna contabilă. Proiect de hotărâre privind acordarea 5 pentru trimestrul 2 al anului 2016, inițiator primar. O să aș pe acest punct, așteptăm prezența doamnei contabile. Trecem la punctul 5. La 6, cu o rectificare de buget. Rectificarea de buget poate prezenta primar. Și mergem la 6 apoi, nu? Nu, la 5. La 5, pentru. Am zis că poate e nevoie. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheie bugetului local al Comunei Sângureni, inițiator comun. La partea de venituri se vor suplimenta cu suma de 141.000 de lei, ce reprezintă acești bani, 1.410 miliarde. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru cadastru extravagant, suma de 1.350.000 este va efectua cadastru pe extravagant. Până în anul 2020 se încearcă cadastrarea României și terenului și s-a început cu extravagant. S-a alocat o sumă de ANCPI. ANCPI sunt Agenția Națională, OCPI-ul fiind oficiul de cadastru și publicitate imobiliară la Bacău, Agenția Națională fiind ministerul, făcând parte de minister. Deci s-a alocat suma de 141. 135. Și 6.000 de lei, alte transferuri voluntare, suma de 6.000 de la UNICEF. De asemenea, vă rog. Este foarte greu să țin o ședință cu 14 puncte. Este foarte greu și să te pregătești, adică dacă observați, fiind filmat, am emoții, sunt și eu om, a trebuit să studiez și este foarte greu să... Adică puneți-mi orice întrebare, sunt și eu om ca și dumneavoastră. Puneți-mi orice întrebare, eu zic întotdeauna am venit
nu pregătit, mai puțin pregătit, na, cum am reușit eu să mă pregătesc pentru ședință, pentru că voi explica tot ce mă întrebați dumneavoastră. La investiția construcție școală Sandurenii, s-au luat 44.000 de lei, 440 de milioane și i-am dus către consultanță, către canalizare. Având în vedere că avem avem câteva contracte încheiate pe canalizare, iar pe consultanță și pe elaborare de proiect DSF-ul și sumele nu au fost în totalitate, propun rectificarea bugetului cu 44.000 de lei în construcție școală, pentru că anul acesta, cu siguranță, nu știu dacă se va începe investiția, dar sunt 4 miliarde care va trebui folosiți, iar conform legii finanțelor, rectificarea de buget de pe un capitol pe altul, de la o investiție altă, se face doar în trimestrul 3. De-aia mi-am permis să putem lua o anumită sumă de la construcție școală, să o ducem către alt proiect, unde există un contract multianual, care va trebui plătit anul acesta. Deci, acestea sunt sumele, cheltuieli cu salarii, suma de 390, a trecut doamna contabilă, deplasări interne 160.600, material de curățenie 1.700.000 și furnituri de birou 11.800.000. Adică pentru desfășurarea... Asta sunt pentru licef. Pentru un licef asta. Pe proiectul ăla din 6.000 de lei. Deci nu e de bugetul local. De bugetul local sunt doar acei 44.000 de la construcție școală Sandurenii, îi ducem către proiectele, către contractele care sunt de lucru. Dacă suntem de acord cu punctul ăsta 5, îmi place la 4, la 4. Așa, de o întrebare. Spuneți-vă. E vorba de cadastrarea extravilană. Din experiență și eu și alți domni din sală, știu că sunt anumite probleme referitoare la plasarea proprietăților în teren. Și aici mă refer la acele fâșii de teren dintre aflate libere la dispoziția Comisiei Comunale, din drept rezerve a Comisiei Comunale, terenul care se află între două titluri de proprietate. Și la nivel de comună sunt destul de multe. Știu când s-a făcut inventarierea cu cei de la Stabilo, sau nu știu cum se chemau ei, au scos pe hârtie rezerva la capătul Tarlare. În teren, practic, situația a rămas la fel. Acum se face cadastrarea. Să pune pe hartă, să stabilește exact vecinătatea cu dimensiuni, cu tot, cu tot, cu tot. Cum se vor rezolva acele situații din teren? Unde mai există acum fâșii care drept, de fapt, și de drept ele sunt rezerve la Comisia Comunală? Cum se rezolvă acele suprafețe de teren care sunt deținute de anumiți cetățeni care nu au niciun act de proprietate, n-au nici titlu, nici act de vânzare, cumpărare, nici act de moștenire, nu au nimic. Cum se rezolvă situația acestor terenuri? V-ați format o strategie de lucru? Aici nu este vorba de strategie, este vorba doar de logică. Adesea vă spun despre ce este vorba. Știu despre ce vorbești neunică și ai dreptate. Ai dreptate pentru că sunt doar multe zone și am început, nu neapărat, deci nu știu cu ce zone să începem această cadastru. Dar am început cu o zonă și pe care a decis-o doamna Larisa Bănaru, un cadastrist cu doamna Duma. Domnul Nea Ionic are dreptate. Deci am o fâșie cu titlu de proprietate Dumitru Vasile. Lângă Dumitru Vasile, îl are Ionel Crișan, dau un exemplu, ipotetic vorbesc, îl stăpânește Ionel Crișan fără titlu de proprietate. Îți puși toți în posesie 10 persoane, dintre care 3 persoane nu au titlu de proprietate. Nea Ionică știe că a făcut parte din 96, rezerva e trecută la margine. E, acum Nea Ionică, problema este foarte simplă. În momentul când Ionel Crișan nu are titlu de proprietate, de acord, va ieși din zona aia. Va fi o soluție simplă. Va ieși din zona aia. Și știți că sunt... Stați puțin. Și atunci înseamnă că mă duce din mine alături? Aici este problema. Păi, eu asta vreau. Aici este problema cea mai mare. Exact, la zona de pădure. Vor fi mutări, vor fi aici este problema cea mai mare.
Dar și atunci, normal că se modifică și vecinătățile, normal că se modifică și dimensiunile tablane, și titlul trebuie modificat. Pământurile, la pământ nu va fi atât de multe ceruri, dar va fi la pădure. Și vă dau un exemplu. Nu știu unde să vorbesc, la pădurea neumică pe pârău Ursul, unde a fost și Mata, unde a fost în fundul dealului. Pe o suprafață de 26 de hectare, sunt puși în posesie 26 de persoane. 26 de persoane. Acele 26 de persoane trebuia să ocupe 22 de hectare. Un calcul simplu arată că acolo, rezerva comisiei locale este de 4 hectare. Acum, nu încap în acea suprafață de 26 de hectare nici acei 22 de inși. Cum se va face cadastrare? Adică, mutare. Pe pământ, chiar dacă mă mută 2-3 metri, nu. Dar pe pădure, nu. Va fi foarte greu de realizat, pentru că eu să zic, nu mi-am tăiat copacii și mă duce pe terenul Nea Mil Cocean, care și-a tăiat toți copacii. Eu nu voi accepta atunci mutare și nu se știe ce se întâmplă. Deci, domnul Căițeanu este unul dintre cei mai buni cadastriști și el, în continuu, în toate ședințele cu CEPI, cu primarii, a precizat. Domnule, această cadastrare va fi foarte greu de făcut. Deci, nu există o soluție concretă astfel încât să zici, domnule, că putem. Că, la un moment dat, tehnica are dreptate. Se va face două moduri. Ori pui într-un capăt rezerva comisiei locale, ori pui într-un capăt de tara, de sus până jos, lateral din tara, sau faci ca o bestie. Opa, opa. Ca o bestie. Și atunci tu nu poți să pui ca o bestie rezerva comisiei locale. De ce va veni ca o bestie? Că Dumitru Vasile vrea să-și păstreze locul, Ionel Grișan vrea să-și păstreze locul și atunci cadastrarea se va duce mai sus, mai jos, mai sus, mai jos. Și atunci rezerva comisiei locale va fi undeva la bază în vale jos și va veni așa. Mai sus, mai jos. Nu stați vorbesc din practică, cunosc cazuri concrete. Când, dau un exemplu, au venit X când s-au pus în posesie, când s-au retrocedat atunci, prima dată, terenul. Fiecare au alergat ca apucață și s-au așezat în capătul tarlanei într-un anumit punct. Și au zis, eu de aici nu mai plec, aici a fost terenul bunic. Aici a fost terenul bunic. Au fost cetățeni și din comuna Berești-Aslău, au fost cetățeni și din Bârsănești, și din Berzunți, și nu mai știu de pe unde, care s-au așezat în capul tarlare. Atunci, comisia de atunci, din 90-92, le-a repartizat și le-a dat câte o bucată de teren acolo. Ei, unii dintre ei au continuat pentru că aveau dreptul, aveau toate documentele și au făcut procedura toată legală și s-au tocmit titlul de proprietate, au acum situația juridică a terenului rezolvată, iar unii săraci, cum au venit, după 2-3 ani au murit. Nu au mai venit nici cu un fel de document, dar terenul a rămas acolo. Moștenitorul, mai de drept sau mai puțin de drept, el știe că are acolo teren. Și el tot acolo stă. Problema este acum că nu se poate face o reașezare acolo, o cadastrare corectă, până când nu se mișcă proprietățile, până când nu se reașează, de fapt, din nou toată situația. Și la terenul agricol extravilan, să zicem că e mai ușor. Și la pădurii ușor. Dar problema este... Nu, dar trebuie să știm. Trebuie să știm să vorbim. Domn primar, sunt probleme care trebuie cunoscute de oameni în teren. Aceste probleme, dacă nu sunt cunoscute de oameni și oamenii să le înțeleagă corect, atunci o să avem mari probleme. Când o să înceapă cadastristul să măsoare și o să-i spună lui ăla că n-are. Și o să pățăm mai rău ca în 91, că au fost cazuri când oamenii au fost nevoiți să plece din tarla, că i-a lungat cu bățul acasă. Trebuie să ținem cont de toate aspectele. De-aia oamenii trebuie informați, trebuie fiți atenți, vă faci și cadastrare. Cei care nu aveți documentele în regulă, căutați, veniți, vă puneți la punct cu ele. Ca omul să știe atunci, nu, eu te-a venit primarul, mă dă afară, sau a venit nu știu care, mă dă afară de acolo. De ce? Eu zic că lucrurile astea sunt normale, sunt omenești, de-aia trebuie făcută popularitate și cei care sunt vizați cunoască problemele, să nu se ducă în necunoștință de cauză acolo și să înceapă scandalul la cei care măsoară. Se încearcă de către CEPI Bacău, prin indicațiile date,
cadastrarea pe zone unde nu sunt probleme. Acum eu nu mă pricep atât de bine la zone, eu aș fi preferat zona din partea dreaptă la Berșești, cum te duci pe partea dreaptă, dar pe partea dreaptă mă duci la Berșești, doar la inginer... Deci a fost terenul Gostatului? Cu terenul Gostatului. Da, într-adevăr, sunt mai puține. Mai puține, dar nu s-a ales zona respectivă, pentru că prin pugul reactualizat, 50 de metri este intravilan acum. Și preferă doar zone pe extravilan. Și s-a pus la următoarea tala spre Berești, 103, tala 103 sau dacă le ține. Deci aici activarea pisericii, deci spre Măinești, tot la fel de o parte și de alta, este intravilan. Peste tot vor fi probleme, peste tot vor fi probleme, pentru că să vă spun, am văzut chiar astăzi întâmplător, am verificat un titlu de proprietate, emis, nu știu, nu în același adrat, adică sunt greșeli care s-au făcut omenești. Nici vecinități nu sunt mai... Nici vecinii, la un moment dat, pe același titlu de proprietate sunt trecuți trei moștenitori, același număr de proprietate este trecut un singur moștenitor. Și vă spun că, cu siguranță, e o greșeală materială și nu e o greșeală materială, adică de descriere. Eu cred că cineva ar fi putut trece un moștenitor sau trei moștenitori pe ea. Depinde. Pământul ăsta este blestemat. Moștenitor direct nu m-au urmă. Nu, dar moștenitor direct. Dar pe un titlu și după aia, ăla care a fost moștenitorul direct, poate acum nu mai este, vine moștenitorul după el. Numai puțin, pe un titlu de proprietate sunt trei moștenitori direct. Peste 2 ani de zile, emiterea unui alt titlu de proprietate pe pădure, doar cu singur moștenitor. De ce de aceea, și celălalt dispar? Același dispar. Face o primărită. Exact. Și cum au dreptul? Da, nu știu. Mie, chiar în comunitate. Poate fi o problemă. Nu se face pe care titlu. De unde? Că are hotărâri judecătorească și atunci nu trebuie să te duci în tribunal. Păi, da, dacă s-a făcut vânzare, poate. S-a făcut hotărâri judecătorească. Deci, pe titlul de proprietate nu facem vânzare, facem dezbatere de moștenire. Nu facem vânzare. Deci, pe titlul de proprietate sunt trei persoane. Eu acum, dacă eu rămân direct moștenitor, da? Rămân direct moștenitor, asta nu poate să ne-o spună decât notarul să hotărâ judecătorul. Vedeți, aici e mare greșeală în legislație, domnul. Aici e greșeală în legislație. Probleme din astea de specialitate, să scoateți în evidență, să vă luați cuvântul, să scoateți în evidență și probleme din astea. Pentru că atunci când un titlu se duce pe el în notariat și se dezbate moștenirea, acel titlu, hârtie ce care se cheamă titlu, rămâne. Și rămâne la unul dintre care o rămâne acolo. Deci ea nu este luată de notar sau de nu știu de care și după aia să-și urmeze un curs de distrugere sau anulare sau mai știu și eu. Același lucru se întâmplă din multe ori și la trei de vânzare cumpărare. Deci hârtia ca atare, ca și titlu, eu l-am chiar dacă am dezbătut moștenirea. Eu când mă duc la dezbaterea, când mă duc să dovedesc proprietatea mea, mă duc cu actul meu de moștenire, care l-am direct. Dar titlul rămâne. Și poate o rămas la cineva din familia mea. Se trezește și ăla odată și vine la primărie să-i dai și lui. Pentru mine știți ce e folapan? E posibil și asta. Sunt multe încurcături. Da. Deci trebuie luate cazurile. Dacă sunt cazuri, fiecare cu grijă, cu atenție, fiecare în parte. Pentru că fiecare caz are specificul lui și se deosebește de alte cazuri. Are, nu știu cum să vă spun, nu se aseamnă niciodată între ele. Cu totul și cu totul are, fiecare caz are câte o specific, o particularitate a fiecărui. Știți ce este problematic? Este că dacă un titlu de proprietate a fost modificat la solicitarea comisiei locale, da? S-a emis alt titlu de proprietate, iar cel vechi care a fost, nu este anulat. Aici este problema care ne confruntăm la nivel de localitate. Adică sunt două titluri de proprietate. A fost modificat un titlu de proprietate pe anumită suprafață, la propunerea președintelui comisiei locale, dar titlul modificat nu este anulat. Adică anulat acel titlu trebuie scris înainte. Acum nu mai știu, eu n-am anulat niciun titlu, anulat de către procedurile acolo și atunci pe aceeași suprafață. Pe aceeași suprafață sunt doi proprietari. Pe aceeași suprafață. Ce se va întâmpla în situația că sunt doi proprietari? Exact cum era tine Neagășan. Pe aceeași suprafață sunt doi proprietari pe aceeași suprafață. Adică acolo va fi o problemă. Pentru că la un moment dat nici eu nu voi renunța,
Nici domnul Dumitru Vasile nu va renunța, dau un exemplu. Pentru că suprafața e trecută și la mine și la mine lui. Ai ceva. Adică aveți dreptate, sunt cazuri și cazuri și fiecare caz are particularitățile lui și anumit mod de rezolvare. Da. Domnul Dumitru, supuneți la vot? Da, dar nu trebuie să aștept ce vorbești consilierii. Da, domnul, supuneți la vot, dacă doriți dumneavoastră. Dar putea să-i opresc pe domnul Brân sau pe cineva? Nu, dar nu opresc pe nimeni. Supuneți la vot ca să aprobăm banii ăștia, că noi nu facem legea 18. Acum așa, facem un profetării până acum. Nu, păi, dar nu discuție, așa nu știu. Dar stăm, noi, da, ce să facem. Supunem la vot, nebunii mai știu, da? Suntem la vot, ce să mai... Suntem de acord, nu? La 36-2016 am avut venituri totale în sumă de 2719.571 de lei, cheltuieli totale în sumă de 1977.712 lei, aici este inclusă și școala, deci prezint bilanțul consolidat. Avem un excedent la jumătatea anului de 741.858 de lei. Pe capitole mai am anunțit, veniturile se prezintă astfel. La 04, dintr-un plan de 408.500, am încasat 438.000. La 05, la alte impozite și venituri, din 500 de lei am încasat 627, deci am depășit ce am avut planificat. La impozite și taxe pe proprietate, la 07, din 124.500 am încasat 149.553. La impozit pe teren, din 84.000 am încasat 102.631. La taxe judiciare, din 1.000 de lei am încasat 1.757. 19.02, încasarea este de 100%, deci din 1.653 am încasat 1.653. Avem încasări sub planificat la impozitul pe mijloace de transport, la 16.02. Din 88.566 am încasat doar 33.564, un procent de 38%. Tot în deficit suntem la 18.02, la alte impozite și taxe locale, unde am avut un plan de 14.600 și am încasat doar 6.062, un procent de 41%. În rest, toate impozitele sunt încasate peste planificat. La cheltuieli am avut cheltuieli totale în sumă de 1977.712 lei, iar pe capitole se prezintă astfel. La titlul 10, cheltuieli cu salariile, am cheltuit 228.633, la bunuri și servicii 102.320, la capitolul 55, 4.000 de lei, la 61, am cheltuit 19.326, la capitolul 65 la școală, încheltuit cu salariile 924.617, iar cu bunurile și serviciile 116.498 lei. La capitolul 67, cultură și religie, am cheltuit 97.031. La asistență socială am cheltuit 250.170. La capitolul 7006, am cheltuit 37.838, la 74 am cheltuit 1.000 de lei, care avem taxa de salutizare. Iar la capitolul 84 am cheltuit cu salariile 19.951, bunuri și servicii 13.950, iar la investiții 98.425, bani ce s-au cheltuit pentru anumite proiecte. Astea sunt toate cheltuielile făcute și veniturile pe 6 luni, în mod
detaliat să dau anumite informații, vi le pot da. Nu prea avem multe autoritate. Contabilitatea e cam tot. E cam tot. Nu spus tot ce e. Dacă vreți detalii, eu vă pot spune. Exact. Nu știu, poate vreți să știți cum s-a cheltuit în anumite domenii. Suntem de acord. Cine de acord? Dacă cine îmi poate. Deci atunci vă mulțumesc. Să nu mai cheltuie de aici tot, să-ți cheltuie de bani. Încerc. Sunt șase, parcă nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază, studiu de fezabilitate pentru obiective, modernizare drumuri de interes local în Comuna Sândulie, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Așa cum am procedat cu proiectul care a depus pe Planul Național de Dezvoltare Rurală sub măsura 7.2, crearea și dezvoltarea infrastructurii rutiere la scala mică, pe lângă proiectul depus pe canalizare, nu se știe data, dar cu siguranță se va deschide și sesiunea pentru infrastructura rutieră. De ce spun asta? S-a observat că evaluarea dosarilor, și aici am avut o discuție chiar, este, cum să zic, e penibil să discut pe internet la un moment dat, dar am să spun, am discutat mult prea mult la internet cu persoana care gestionează sau satul Sândureni și mi s-a părut penibil să-i răspund la niște întrebări care eu am mai discutat cu dumnealui pe satul Sândureni și n-au înțeles despre ce este vorba. Mă bucur foarte mult că domnul Iurean Trepăduș a venit cu o sugestie care noi am aderat această sugestie și mulțumesc pentru că a spus cu cât mai multe proiecte, cu atât mai este mult mai bine. Pe județul Bacău, vreau să vă spun, în acest moment nu au fost aprobate decât, dacă greșesc, puteți să mă contraziceți. Dar eu ce am verificat? Doar proiectul de pe Săucești, Comuna Săucești, care are 60, ceva puncte, e o comună foarte mare, cu regături, cu radumurile naționale, plus un proiect, două proiecte, depuse în luna noiembrie sau decembrie 2015. Și Măgireștiul. Deci două proiecte. Dar au fost depuse pe Planul Național de Dezvoltare Rurală și am explicat domnului de pe satul Sândureni, care tot mă tracasează și spune numai prostii, că la un moment dat, domnule, spune corect. Eu discut cu orice cetățean și spun orice, că sunt foarte bine studiat, pregătit ca să pot să-ți răspund. Dar nu pot să-i explic toată ziua acele persoane cum stau aceste fonduri europene. În luna mai, am mai precizat, în luna mai s-a blocat evaluarea dosarilor depuse, pentru că la un moment dat v-am precizat în o ședință anterioară, că au depus proiecte și cei cu 30 de puncte. Noi avem 49 de puncte, deci există anumite praguri de depunere. Cum se depuneau aceste proiecte? Dacă pe acest an erau 100 de milioane, aveau voie să depună 120 de primării, adică cu 20% mai mult din numărul de primării sau sume alocate pe anul respectiv. Și din acele 120, ce s-a întâmplat? Tu trebuia să respecti niște praguri. Trebuia să respecti pragul de 85, care noi aveam SF-ul. Noi nu l-am depus pentru că nu aveam punctaje, aveam 49 de puncte. Și au depus cei cu 30, 35, 22 și la un moment dat, s-a blocat evaluarea dosarelor, au rămas bani și se preconizează că pe data de 1 octombrie, 15 octombrie, dar nu se știe o dată concretă, se va deschide sesiunea. Noi trebuie să avem pregătit toată documentația, atât consultanța, cât și SF-ul. Astăzi ne-am adunat pentru aprobarea documentației tehnico-economică a faza de studiu fezabilitate conform devizului. Iar aprobat de proiectant. Aici va fi o problemă. Nu este gestionarul
gestionarul satului Sandureni, aș vrea să-i explic ce înseamnă, dar o să vadă probabil înregistrarea, ce înseamnă liste de cantități eregibile și liste de cantități neregibile. Adică dacă ai 1.000.000 de euro, să nu credeți că statul îți dă 1.000.000 de euro, deci tu ai capitolul 4, să zicem, 1.200.000 de euro. Ei, să nu credeți că Uniunea Europeană îți dă un milion și tu să vii cu un neregibil 200. Nu, îți ia și din aia eregibil. Adică ai niște liste de cantități la care ofertantul vine. De exemplu, nu poate face o anumită diferență pe când el introduce în devizul general. Nu știu dacă mai exprim ca... Adică dintr-un milion de euro va... Da, deci dacă te-ai fi dus exact pe 1.000.000 de euro, pe 1.100.000 de euro, tot n-ai fi avut eregibil 1.100.000. Chiar vine la licitație cu 20 sau cu 15% mai puțin. Și ai fi avut eregibil 900.000. Ei, prin discuție cu proiectantul, avem eregibil dintr-un milion de euro 996.000, adică mai puțin de 1.000.000, și pe neeligibil 300.000. Acum, valoarea, o să vă spun estimativ, valoarea este de 1.200.000 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro înmulțit cu TVA, aproximativ 1.400.000. Am dat o valoare mult mai mare, astfel încât să încadrez mai multe drumuri pentru punctaj și la licitație probabil va veni, dacă se va aprova, cu 10, 20, 25%. Ce vreau să spun? Adică, dacă va fi aprobat acest proiect depus și aprobat, va trebui să venim cu o cofinanțare din partea Consiliului Local. Aici va fi o situație foarte grea. Eu vă spun sincer, s-ar putea să le aprobe pe toate, că avem, stăm bine cu punctajele, dar va fi foarte greu să mai depunem un proiect, să subvenționez, să cofinanțiez niște investiții foarte mari. Va fi foarte greu. Nu știu ce se va întâmpla, dar să dea Dumnezeu să fie aprobat. Da. Deci, în concluzie, elaborarea studiului, implementarea, aprobarea documentației tehnico-economice pentru faza studiului de fezabilitate, care va trebui depus la consultant, iar consultantul va fi depus la fir înregistrare online în momentul când s-a deschis sesiunea de depunere a dosarelor. Întrebări, vă rog. Modernizat, e tot, nu? Nu-i pe punctul, nu? Să zicem, sat Berșeș, sat Cola, da. Este tot, sunt 6 puncte. 6 puncte. Ne-am dus pe zonele unde se câștigă un anumit punctaj. Adică, pe ghidul solicitant sunt anumite criterii de selecție unde se acordă punctaj. Și vă dau un exemplu. Am explicat și ședința. Drumul județean, DG, drum național, la Ion Catană, care eu, sincer să fiu, nu este atât de important în comparație că este decât o casă, dar valorează, mi se dă 12 puncte pe acel drum. Pe Verșești nu ne-ar fi dat niciun punct. Ne-am dus pe legătura de un drum sătesc cu un drum comunal modernizat, asta însemnând RACAP, legătura cu un drum sătesc modernizat când îți dă puncte, legătura unui drum comunal cu un drum comunal modernizat, iar așa acolo 2 puncte, ne-am dus pe drumul comunal care face legătura cu drumul 152 cu drumul de la Stuf. Și drumul nostru face legătura cu drumul nostru modernizat. Ne-am dus pe Oșavram că face legătura cu un drum național, ne-am dus pe drumul din sat, deoarece sunt 2 instituții, Primăria Sandureni și Consiliul Local, unde sunt 4 puncte, ne-am dus acolo unde se punctează. Ne-am dus unde se punctează. Că la un moment dat, sincer să fiu, nu aș fi vrut să ridic valoarea acestui proiect la 1.400.000 de euro. Pentru că te mai și gândești, domnule, dacă îți va aprova proiecte, tu ai să intri în posibilitate să termini aceste proiecte. Că n-ai de unde să vii din bugetul local cu aceste sume. Mai mult de atât, aceste proiecte sunt depuse la începutul sesiunii. De asta eu tot îi explic satului Sandureni. Dom'le, nu a existat fonduri europene pe perioada 2013-2020. Și tot îi explic, Ghidul solicitantului pentru prima dată a fost supus în 2015, în luna mai. Deci în 2013-2015 a funcționat doar măsura 4.1 de pe vechea structură a ghidului solicitantului. A apărut, dacă intrați pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, vedeți că sunt niște praguri, vedeți că sunt anunțuri și mai mult de atât, sunt niște firme de consultanță unde, dacă ne ducem pe cele pe Facebook, pe firmele de consultanță, ne dăm mot-a-mot. Și îmi spune, vedeți, la un moment dat chiar am pus niște anunțuri. Se deschide sub măsura 6.2, se deschide sub măsura 6.1, se deschide sub măsura 4.1, 4.2.
Vedeți că s-a mai deschis o submăsură care interesează foarte mult pe domnii care sunt cu agricultura și cu animalele. Adică a se verifica, a se verifica toate acestea. Că la un moment dat, singura idee bună pe care mi-a dat-o reprezentantul la Sandu Sândorem, se invită în ședință Consiliul Local. N-a venit nimeni în ședință locală, dar este datoria mea să anunț. Adică eu aș vrea totuși reprezentantul ăla și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, probabil, sau unii dintre dumneavoastră îl știu, domnule, să aibă puterea să vină și să spună, domnule, eu sunt, dacă mi-asum să scriu prostiile alea, minciunile alea, haide, domnule, să ne, în fața Consiliului Local, în fața mea, în fața Consiliului Local, domnule, sunt nemulțumit de activitatea lui Ionel Crișan sau lui Petrică Clopota. Vină în fața Consiliului Local. Să spune părerea. Corect. Da? Dar nu prin identificare, pe, nu spune cine este. Și vine numai cu... Nu este corect. Deci, în primul rând, fiecare dintre noi avem o personalitate. Adică, ne respectăm ca oameni, pe oameni sunteți, suntem oameni. Nu se face așa ceva. Adică, nu se face așa ceva. Da, aici aș avea și eu o precizare de spus, că eu sunt... mi-am deschis un grup care se numește Comuna Sânduleni. Deci, nu s-a pus în lume. Vreau să se remarce chestia asta. Cine și-a făcut profilul satul Sândureni, mi-a dat la dat, pentru vorbesc pentru cei care iau mai bine terminologia, mi-a dat la dat o poză de profil și chiar și de domnul primar, deși așa, dacă aș avea ceva, sunt acuzat că aș fi și eu printre satul Sândureni. Deci eu mă disculp de așa ceva, este cu totul alt profil, deci este, a meu este grup public Comuna Sânduleni, acesta este un profil personal satul Sânduleni. Deci nu, eu i-am spus domnului primar, nu sunt eu, dar, nu știu, acum dumnealui m-a acuzat personal. Eu n-am ce să-i demonstrez sau nu să-i demonstrez, fiecare crede ce vrea. Comuna Sânduleni mi-asum. Restul, dacă se fac chestiile astea, se pot și descoperi exact cine e persoana respectivă, dar nu e în interesul meu. Dar nu... Deci, altceva nu... Deja am văzut că s-a trecut la genul masculin, deja știu că... Deci, eu un bărbat, din ce am înțeles de la domnul primar, că îl știe toată lumea, deci... Eu nu am discutat despre acest lucru. Deci, de la ultima ședință de acum o lună zile, eu nu am mai discutat nimic cu absolut nimeni despre acest lucru. Deci... Dar, eu nu vă bombănuiesc pe dumneavoastră. Nu, dar mi-a spus-o personal și eu v-am spus și atunci și... Dar vreau să spun totuși ceva. Deci... Sunt anumite idei care... Deci, eu nu știu dacă îi sudez dumneavoastră sau Mia Iurică sau Petrică Clopotaru sau Gigel Bani. Dar singurul lucru pe care pot să-l spun în ședință este următorul. Este următorul. Noi discutăm ceva și anumite idei care se spun aici, se spun pe satul Sândorem. Hai să mi se pare frapant. Iar ideea asta, domnul Tepăduș, care a spus cu mai multe proiecte, pe discuția îmi spune exact aceeași discuție. N-ar fi mai bine să se facă mai multe? Domnule, nu, adică eu vreau să vă spun că este cineva din consiliul local de aici. Adică preia niște idei de aici și le pune pe Facebook. Adică pe satul Sândorem. Nu știu cine, poate ne-a Ion. Dar vreau să zic, e posibil. Deci nu vreau, în același timp, a nu se prelua niște idei. Și de asta v-am zis, e cineva din Consiliul Local, să aibă domnul puterea să spună, eu sunt. Eu sunt. Eu acum, sincer să fiu, nu știu cine e. Nu știu, și nu mă interesează. Azi ar trebui să nu mă interesează. Nu mă interesează. Vă spun sincer. Hai să punem la vot. Da. Ați spus ceva... Punem la diverse. Haideți. Nu. Chiar aici, la finanțare. Ați spus că, probabil, na, știu eu, v-a mai costat ceva din bugetul local, 400.000 de lei, 400, nu? Suplimentar la... Sau... Nu 400.000. Atât e valoarea capitolul 4. De la licitație va scădea cei 400.000. De exemplu, dacă la un moment dat orice constructor, în general cu 20% o să vină mai jos. Și atunci din 1.400.000, în puțin cu 20-22, va veni 300.000. Deci va veni eligibil 1.000.000 sau 950 și 300.000 din contribuție din bugetul local. Și pentru canalizare, când va fi proiectul meu descurcat, dacă va trebui ceva suplimentat? Probabil că da, că va fi primul. Adică probabil da. Acum să nu ne mai gândim, să dea Dumnezeu să rapurme și vedem ce se va întâmpla. Ne apucăm. Să ne apucăm, adică nu pot să spui. Să vezi cum e toată lumea. Vedeți, m-am uitat pe afil. Eventual putem face, știu, un promot, da. Da, e o idee, da. De exemplu, cum a fost anul trecut,
finanțele ne-au acordat bani. Cu o dobândă de 2,5% și am mutat pentru Gurdu 3 milioane de jumătate. Vedeți dumneavoastră, am citit raportul de selecție a proiectului pe noiembrie, pe decembrie 2015 și l-am dat două proiecte respinse. Până și cu un punctaj foarte mare, 60-65 de puncte. Și eram curând să acum să văd care a fost motivul de respingere a acelui proiect cu 60 și ceva de puncte. Pe 2015, AFIR-ul a emis o notă care preciza așa, toate documentele aferente documentației să fie depusă cu o lună anterioară. Adică sesiunea s-a deschis pe 19-11-a, da? 19-11-a, iar documentul privind raportul implementării proiectului pe Comuna Sândureni, ce proiecte, a fost dat pe data de 16-11-a, dar sesiunea a fost pe 19-11-a și a fost respins de că documentul ăla trebuia dat înainte de 31-10-a. O tâmpenie, o prostie, pentru că nimeni nu avea cunoștință de acea notă. Și la un moment dat chiar am scris pe Facebook nota AFIR 622. N-am găsit-o. Și m-am uitat și pe AFIR să văd nota aia, n-am găsit-o. Deci, să dea Dumnezeu să... Gata, mergem mai departe. De acord cu ăsta? Cu 6, da? Nu ce am zântit, dar ce? Metrele împotrivă, la 14, la diversă. Am făcut seara diversă, am deja făcut diversă. Cu 7, nu? 6. Cum se bine, de acord. Da, băi, care vrea să zic la urmă. N-am zis că tot. Am zis la 3 ori, nu. Am zis la 3 ori. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectul modernizării drum de interes local în Comuna Sândulen, județul Bacău, inițiator primarul. Asta e punctul 7, da. Cred că am vorbit la punctul 6, am fost explicit, dacă sunteți de acord cu implementarea acestui proiect la nivel comunei. Adică am explicat pe punctul 6, nu cred că ar trebui să reiau, dacă sunteți de acord cu implementarea acestui proiect la nivel comunei. Sunteți de acord, da? Împotriva, obținem, nu. Împotriva, puteți putea iertă, spui zici că da. Punctul 8, da? Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței de domeniul public al Comunii Sândureni a suprafeței de teren de 25.000 de metri pătrați, dacă nu, 47.20, pe care vor fi amplasate rețele de distribuție aferente investiții alimentare cu apă a satelor apartenenței Comunii Sândureni de Subarcău, inițiator primar. Una din cele mai mari greșeli pe care le-a făcut nu eu, că am pus primarii, nu am știut. Nu am știut. Nevastire. Sunt unele lucruri pe care nu știm ce să le faci. Doar dat acum nu mai pot să le faci. Joc, glumă, zona. Noi am mai dat o hotărâre de consiliu local privind traseul conductelor de apă. Aceeași situație rețelul de apă. Rețelul de apă la CNADR. Deci când am aprobat avizul de la CNADR, am dat o hotărâre de consiliu local privind apartenența la domeniul public a unei suprafețe. Da. Deci noi am terminat toată documentația la alimentarea cu apă. Absolut toată documentația. Am depus-o la Consiliul Județean. Consiliul Județean așa a zis. Domnule, dumneavoastră trebuie să mai dați o hotărâre de consiliu local privind apartenența la 25.000 de hectare, 25.000 de 476 metri pătrați a domeniului public. Adică zona dintre drum și proprietatea omului este pe domeniul public. Acea conductă trece pe domeniul public al Comunei Sândureni. Una din cele mai mari greșeli pe care le-a făcut, le face orice primărie, este că acea suprafață nu-i trebuia să o intabăm. Dar cum trebuia intabăm? Trecut în domeniul public, conform în hotărâri de guvern, nu-i trecută, nu poți să o catastrezi. Nu poți. Dar în același timp, sunt suprafeții acum, pe zona de la Mihai Țapuc până la Buzurești, sunt 28 de cadastre scoase în mijlocul șoselei. Dintre care unul, vreau să vă spun, l-am spus de atâtea ori, la Marin, la fosta proprietate a Părintului Puiu, este cadastrat drumul până la șosea largă. La linia albă. Până la linia albă. Adică tu acum nu poți să vii cu cadastru pe zona aia, pentru că e mai reîntaburare. Și nu merge reîntaburare. Pentru că nu este greșeala, este greșeala cadastristului și a inspectorului care a vizat acel cadastru, acele ridicări topul. Și atunci, hotărârea Consiliului Local
ține loc de cadastru pe suprafața respectivă, că... Și atât. Și cadastru ai văzut în cuvinte acolo? Cadastru și drumul? Se poate repoziționa. 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 Nu mă pot la mine, tot la fel. Făcut un cadastru, este iurea. Asta nu am discuții de asta. Hai să punem la vot, da? Sunteți de acord? Da. Abține împotrivă. Aici se termin, domnule, și acum... Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investițiilor alimentare cu apă, tot cam acolo, a statelor aparținătoare a Comunii Sândrâi, Județul Bacău, inițiator primar. Reactualizarea proiectului, reactualizarea unui proiect care depășește un an de zile, poate fi făcut doar pe bază de IPC, dacă această cauză este stipulată în contractul încheiat între societatea respectivă și beneficiar. Acest punct care să precizeze reactualizarea contractului este cât într-un contractul cu Romgan, s-a reactualizat cu contractul de execuție până în anul 31.12.2012 pe baza indexului preț-consum stabilit de Institutul Național de Statistică din 31 de la 1 ianuarie 2013. Acest deviz general nu a mai fost reactualizat, motivul pe care nu a fost reactualizat, având în vedere coeficientul foarte mic, IPC-ul foarte mic. Adică, pe perioada 1 ianuarie 2013, 31 decembrie 2015, indicele este 100,09. Deci este foarte mic. Practic, dacă vă uitați pe Institutul Național de Statistică, s-a reactualizat, având în vedere trecerea de la TVA-ul de 24% la 20%. Supunem la vot aprobarea devizului general, indicatorii tehnico-economici pentru alimentarea cu apă. Adică, noi când ne ducem acum la Consiliul Județean, trebuie să ne ducem și cu hotărârea Consiliului Local, care va fi transmis la Ministerie, inclusiv hotărârea Consiliului Local de apartenența suprafeței aparținând domeniului public. Spune la vot, da. A zis că e în camera cât de zi, o întrebare. Abține, împotrivă? Nu. Mai va se înduiești pe faza asta. Spune, vă credeți că prin aprobarea modificării completării statutului asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, inițiator primar. Aici, sincer să fiu, a adisul ne-a transmis o patru hotărâri de patru, să emite patru hotărâri de Consiliul Local. Am încercat și eu să le studiez într-un timp foarte scurt. Se schimbă aprobarea, modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Care am, și aici îmi precizează anumite adrese transmise către primărie, ca urmare a modificării aduse de actul normativ mai sus precizat, adică hotărârea de guvern 855/2001, respectiv hotărârea de guvern cu 742 și 855/2008, deci, hotărâri care privesc aprobarea primirii de noi membri, adică aprobăm să se primească noi membri în asociații, aprobarea cotizației anuală, aprobarea strategiei de dezvoltare, aprobarea unui politici tarifare corente a întregii arii a serviciului prevăzut în contractul de redelegare, aprobarea stabilirii ajustării și modificării prețurilor și asta este modificarea statutului. Dacă sunteți de acord cu modificarea acestui statut stabilit de asociații arii, da, nu? Da. Sunteți de acord? Bine, nu știu de-a vorbit nici el, dar își prezor probleme. Nu e prea adică la asta, nici nu e prea adică la asta, nici nu e prea adică la asta. Sau un tipă de-un teatru. Nu, ai partea aia. Cum tu ești prea de cu tot care ne-am găsit. Proiect de hotărâre, unde am asta? Că am proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizate prin proiectul Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în Județul Bacău, inițiatorul primarul. Asta cred că se poate face. Spui ce se face. De toate. Aici să încerc să vă explic.
până, ei spun așa, că până la data de 1 ianuarie 2017 va funcționa celula 1. Dar celula 1 este construită prin scapă, un program post-mediu, post-mediu sau FAVE, nu știu, care aparținând celor 27 de comune. Consiliul Județean a elaborat un proiect prin post-mediu, sistemul integrat de management al deșeului solide în județul Bacău. Dar implementarea acestui proiect constă în două etape. Prima etapă, transportul scobitare, unde s-a câștigat licitația de a lua un proiect, iar al doilea este de gestionarea stației de transfer de la Bălcescu, de aici. Dar în același timp, celula 1 se va umple. Ei trebuie să-și ia măsuri de precauție ca cel nou menajer să fie dus la celula 2. S-a scos la licitație, există contestație și atunci se va bloca tot traseul de gunoaie în județul Bacău. Nu unde duce gunoaie. Și atunci... În celula 2. Și atunci îi spun așa. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, soluția identificată a fost gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeului la celula 2. Deci, gestiunea temporară. Deci, tot se va organiza o licitație pentru gestiunea celulei 2. Și atunci, pentru chiarea contractului de gestiune serviciului către un operator autorizat, desemnat pe procedura de publicată de ANIS. Deci, până în momentul respectiv, spune că Consiliul Județean va... Ce zice? De către Consiliul Județean. Deci... Mă măritav. Da, e următorul punct ăsta. Mă tie mare. Gestionarea de către ATIS Bacău. Da. Da. Discuții. Supunem la vot, da? Abținem împotrivă 9. Punctul 2, prin tot aceeași situație. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2, a depozitului de deșeul Nicolae Bălcescu, inițiator primar. Aici vă dau soluția. Soluția identificată este gestiunea temporară a activității de depozitare a deșeului acela 2, a depozit conform de deșeul de către un operator județean înființat de către județul Bacău și aflat în subordinea Consiliului Județean. Până la încheierea contractului de legare a gestiunii serviciei. Deci până la încheierea licitației, Consiliul Județean da. Da. Bine, de postulația, propune conține nou. Trăiești cu toți aceeași situație. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozit a deșeul la celula 2, a depozitului județean de deșeul conform Bacău, realizată prin proiectul sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. Inițiator primar. Pentru că noi duceam gunoi la celula 1, cantitatea de gunoi care se duceau, le cântăreau, plăteam pe tonaj. Pe tonă. Și tona era numai de țin, 30 de lei tona. Ei, celula 1 este închisă, acum ca să poți să te duci la celula 2, da? Tona pe deșeu va fi 53,63 da. Tona fără trei. Domnule, aici vreau să spun ceva și nu știu cum să spun eu. Este foarte greu. Miercuria trecută, să ridici tu din comuna Sândureni 25 de tone de gunoi, mi se pare enorm. Enorm. Nu poți să ridici 25 de tone de gunoi. Vreau să vă dați seama ce înseamnă 25 de tone. Se va bloca undeva. Tona de gunoi transportat de către Lompuiesc este de 380 de lei. Gândiți-vă, oameni, cu 380 înmulțit cu 25 de tone, 70 de milioane în zi. Este o sumă enormă. Și atunci, Neamnică a venit cu ideea asta de la început, când a fost Neamnică acum vreo 3 ani zile.
Scăderea cantității de gunoi. Când ne vom bloca, nu poți să duci 25 de tone. Au venit italieni, n-am nimic cu italieni. Vin și ne dăm nouă reții. Foarte bine că sunt oameni muncitori, dar nu poți să-mi spună mie că, domnule, nu plătesc 25 de lei gunoi. Nu toți, dar nu toți. Dar italienii în locul lui, ieși și pleacă, rămâni măi. Trebuie să cumva poliția comunitară sau pe cineva. Oamenii bagă în saci, bagă toate minunile în saci. Să-i anunțe unii oameni ce pot băga în saci, ce nu pot băga. Exagerează, scoate de 20 de saci la poartă. Deci, 70 de milioane, domnule. Dacă vine mașina de 18 metri cub și vezi că s-au umplut și tu n-ai, vine la primărie. Există posibilitatea să umple la cantitatea, nu? Atât se colecta și când era mașina acum le... 12 tone. Este diferența asta? Păi este diferența, că mergul la trecută nu a fost. Au venit. Au venit la 200 tone. Adică este că vala, nu știi că întotdeauna se ducea mașina de două. Deci zicea o dată cu 10 și o dată cu 6. Cam 6. Ai văzut și perioada respectivă. Adică și acolo nu poate să fie proștia. Dacă facem o comparație, dar atunci aveam, duceai cu mașina ta. Acum e foarte greu, plătești în altul. E o diferență. Când tu te gestionai cu mașina ta, îi puneai în motorină. Adică cheltuiam 100 de kilograme, 90 de kilograme de motorină pe transport. Probleme foarte greu, ai cum multe, și să construiești cu oamenii. S-a renovat, s-a făcut toate felul de mari. Exact, asta le-i omul scoate în sat. Dacă scoți 20 de sat la poartă? Păi, dar cu omul de... 20 de sat. Dacă omul și-o renovat în două camere, un exemplu, ăla unii de aici. Ai mașină chiar și miestul, un menajer, unde duci? Haideți să găsim. Problema cantității este în calitatea gunoiului. Mulți ajung cu gunoi menajer. Oamenii duc și gunoi rezultat din demolări și din altele. Stabilim. Și a fost stabilit în bunor. Am pus gunoi. Păi da, de aici pleacă. Deci stabilim un loc cu oamenii, deci prima problemă, stabilim un loc unde oamenii se ducă restul de depolări, care să consolideze malul, unde vine și unde pe apă. Să duc acolo să consolidez malul. Cine de ce spuneți? Nu ne ducem noi gunoiul din 4 ani zile? Pe malul ăla, deci asta ar fi o problemă. A doua problemă ar fi identificarea în teren a cetățenilor care pun și bălegarul de la Porș, pun și bălegarul de la vacă, pun și bălegarul de la WC-ul lor stabil. S-au întâmplat cazul din astea, deci identificați și după aia trași la răspundere să nu mai depună în gunoiul menajer și aceste gunoaie. Pentru că de aici și la Rompres li convine. Vă spun eu că li convine și ei iau orice găsesc. Are greutate. Sigur că da. Adică să plimbi cu mașina acolo, mai adică să plimbi cu mașina. Dacă eu 10 metri cub, un singur transport pe Sănduie cu 10 tone, 38 de milioane. Gândiți-vă totuși. Totuși să fac prea mult plătiți. Poftim? Să fac prea mult plătiți. Cer, pretind prea mult. 3 milioane și... Dar asta e licitație. Asta e prețul. Așa vine la licitație. Și intri la celul la 2, să vedeți atunci prețurile. Dacă intri... 6 milioane. De curiozitate am întrebat-o și eu pe nepoata mea. Bine, cât plătești tu gunoiul? Stângeți, se uită la mine, zic, dar primul ce casă ai tu acolo? Păi, ce cam două camere, îmi spune. Două camere și o bucătăuie acă. 30-40 de metri pătrați, mai mult. Câți membri? 3 membri. Cât ai pe ea? 400 de euro. 400-450 de euro. Și pus, că suma aia, valoarea aia, crește dacă dă, nu știu cum o cam. Ce salarii are acolo? Ce salarii are acolo? Salarii de 1.500 de euro și la noi de 8 milioane. Mult, e mult. E 400 de euro. Dar totuși,
dar e diferență și de la noi la oraș la țară, la oraș în 9 lei sau 10 lei. 9 lei de persoană. De persoană. Pe nu, nu, puțin, nu e vorba de mine aici. E vorba că noi plătim exact cât plătesc orașul și aș vrea acum să fiți foarte atenți. Deci ați precizat de atâtea ori. Noi plătim aceeași taxă cât plătesc cei din mediul urban. Eu am zis prea domnul Genunchea. La licitație nu s-a respectat un studiu de oportunitate. Studiul de oportunitate privind prețul mediu pe deșeul menajerii este de 160 de lei tona fără TVA. Deci 160 tomani, adică asta a venit 190 de lei. La licitație, deci încă o dată, prețul mediu la nivel de țară, deși omenea este de 190. Societatea X a venit la licitație cu 190 în mediul urban, da? În mediul urban, cu o taxă, cu o taxă de 9 lei pe persoană. Rețineți, vă rog. În mediul rural a venit cu 3.800.000, 3.500.000 cu TVA 380, deci dublu față de aia, taxa pe cetățeanul Comunei Săndoi este de 3.57. Un calcul simplu arată așa, 190 plus 190, 380, corect? 3.57 plus 3.57, 7.14. Deci, dintr-o dată, cetățeanul orașului din mediul urban plătește 9 lei de persoană, stat din da? Noi plătim 7,14. Da? 7,14. De unde vine diferența de la 9,7 de 2 lei în plus pe care noi o plătim exactă? De ce? Dacă noi, la valoarea de 1.200.000, dau un exemplu, 1.200.000 care vom aduna pentru serviciul de salinizare, împărțit la 380, vedem că noi nu avem, nu putem duce din banii ăștia de 1.200.000 decât 250 de tone. Neainic a solicitat de la Adis, când era viceprimar, și cantitatea pe care o ducem noi este de 400 de tone pe an. Asta înseamnă că diferența de 150 de tone care se duce suplimentar va fi plătită încă o dată cu 380, ceea ce înseamnă că valoarea de 1.200.000 se va duce la 1.800.000, ceea ce înseamnă că noi vom plăti un mai mult decât cel de la țară. De la oraș, scuzați-mă acolo. Deci, în primul rând, trebuie educația cetățeanului privind ce bunoi are cetățeanul. La un an de zile o să faceți un calcul și acolo e momentul adevărat, să vedeți cât ați plătit și cât ați colectat de la cetățeni. Veți observa, și are dreptate domnul primar, va fi cel puțin dublu. Deci aici este o problemă, într-adevăr, trebuie să faceți și cu asta, eu nu intervin în general, dar este esențial. Va trebui să discutați cu cetățenii, noi să mediatizăm ca oamenii să afle ce s-a discutat aici și e foarte bun că a spus problema și dumneavoastră și prin intermediul televiziunii vor afla cetățenii despre ceea ce se discută aici. Deci e foarte important că primăriile sunt îndatorate lunar, lunar, iar gradul de colectare este mic și trebuie făcut afișaj, făcut probleme, au fost în alte comune unde nu s-a mai luat gunoi pentru că nu s-a respectat un grafic, care e la nivelul lunii martie, domnul primar, dumneavoastră știți, aprilie mai nou. Deci, foarte mare atenție, gunoi menajer, nu altceva. Nu se poate. Exact. Deci s-a adunat nu știu de unde vine. Și eu am un tomberon și sunt 800 de sași. Și de asta este, că tomberonul are de fapt trebuie să așa. Trebuie dat o hotărâre semnată de la șefele. O dăm nu. Au avut dar nu știu ce au deci, încă sunteți de acord la nivelul de 53 lei sau hotărâre pe toată, n-ai ce face. Da, dar tomberonul se poate elimina? Și atunci mergi la fiecare poartă, exact cum a zis domnul, și băi,
vede că e ceva. De ce ai pus? Ai pus cărămidă, ai pus... Nu se mai acceptă decât tombeloane, ok? Nu sac. Nu, dar avem fiecare tomberonul meu, dar nu, tomberonul e adevărat. Tomberonul e nici bagă de aluminiu. Tomberonul e de aluminiu, spun eu, nu e astea. Stați-mi manifestați un pic, dar stați-mi menaj de ce problemă. Ce ar avea? Ce problemă ar avea? Bun, n-ai avea nicio problemă, dar e micul saci din lafie. Are problemă sacul din aibă, conform normelor de igienă și securitate în muncă, când pune cel care colectează mâna acolo se investează cu microb, cu mizerie, da, care iar nu pune mâna pe tomberon, el pune mâna pe tomberon, tomberonul ți-l răstoarnă, nu, dar asta este, asta e realitatea. Și tomberonul ți-l răstoarnă automat, deci omul intră în contact cu noile noastre menajeri. El este protejat, de aia nu e impus în aceste, prima dată nu e impus problema, e un om de așa. Eu m-am referit la tomberonul de aluminiu, alea marcă, vine da. Noaptea, cum a zis domnul, de unde să-l văd? N-am cameră ca să-l urmăresc. Eu îl văd, mâine, de ce aia de să-l, dacă văd ceva greu, până la urmă duc pe acolo și nu mă uit, că în fața portului, dar ăla mă duce noaptea. Da, spune-mi la văd cu buturești, da? Deci spune-mi la văd că sunt mai reșitați, nu? Da, și pe tot. Și că ți-am mărești din ziua pe cât a venit? Tot acolo, da. Acum, la diversă, dacă... Păi cum, 50 de... La diversă, am o problemă. O problemă mică la diversă. Ca să și promit cât am din gurte. Nu promiteți. Am văzut că cei de la E.ON au venit să reînmăiască și să refacă calculele contractele pentru furnizarea energiei electrice. Eu știu că au fost și alți reprezentanți de unități din astea de distribuție a energiei electrice care au venit și au prezentat la nivelul comunii oferte. Mă întreb așa, de ce au venit numai ăștia acum să facă contracte? Nu era bine să faceți cumva public și să faceți o întâlnire cu toți furnizorii de energie electrică care sunt pe piață și operează în zona noastră, și împreună să stea la o masă, cum au stat ăștia de la E.ON, și să spune, domnule, asta este oferta noastră pusă acolo pe asta, asta este oferta noastră pusă pe asta, astea sunt condițiile în care îți dau eu curent. Și omul, cetățeanul, în funcție de cunoștințele care le are, el să-și aleagă singur furnizorul. Așa, iar ne bagă pe gât E.ON-ul, care până acum el a fost liderul absolut în distribuirea și face iar prețurile cum vrea el. Special și condițiile. Că dacă nu ai făcut nu știu ce, nu știu ce, imediat te debranșa. Și nu mai stă la discuții cu tine. Aici, da, vezi. Deci ar trebui făcut o publicitate și stopați aștept de la E.ON. Veniți și dumneavoastră, cum Doamne ferește, să-i dăm pe piață. Dar să dăm posibilitatea și la ceilalți care au în activitatea distribuției de energie electrică, să vină să-și ofere și oferta și să spună, da, bă, uite, eu vreau să fac la cutare. Nu mai vreau să fac la cutare. Da, și ar trebui informat cetățeanul, pentru că nu știu, în general, nu știu că pot să se apăreze la... Să știți că până la acest moment nu a venit nimeni să... Eu și eu cu asta, acum vreo două săptămâni, domnul primar, noastră era să plecat la ea și întâmplător am aflat și eu astăzi. Cum nici cineva de la E.ON, nu știu care, Moldova, dar nu cei de la E.ON ăsta care suntem noi acum, și s-a dus la domnul contabil cu oferte. Deci dacă au venit numai cu ofertă pentru instituții ca primărie, îi una, dacă au venit cu ofertă pentru public, pentru toți cetățenii, trebuia făcută public acea ofertă și oamenii să fie informați, să poată veni. Cu diferența, tot după câte am auzit încă o dată, nu e real, că eu n-am văzut, deci nu pot să confirm că e adevărat sau nu, așa am auzit, că diferența de preț ar fi de 10 bani. Dacă e de 10 bani la un kilowatt, este ceva față de eu. Deci aia au o ofertă mai mică cu 10 bani. Singurul lucru pe care îl întreba și eu, dar acum 2-3 luni de zile, este dacă, spre exemplu, închei un contract cu altă firmă de furnizare energie electrică și nu e o, închei cu o anumită societate. Atunci, de aranjamentul, cine va efectua? Eu și ei sunt obligați. Deci, indiferent de societate. Au acorduri între ei. Așa nu-i prea face, la mâncă de sunt obligați. Dar ei sunt obligați ca de la investiții din cum avanți și ei. Da. Noi, în câmp, avem 250 tensiuni, în cazul fericit.
205? Da. Deci 195, deci 205. Acum, da. Vă ia bine. Păi da, și îmi vinde, ce îmi vinde? Păi benzină de 75 în loc de 92? Cât îmi facturează? Știți? Orice utilaj folosesc consumă mai mult, pentru că nu are forță necesară. Da, următoarea da. Priză, băi, nu e un furt? Lucrez la furt de buzunar de la tine. Este sub tensiune și nici utilajul nu lucrează la parametrii normali. În afara faptului că se defectează și toate celelalte. Da. Aș avea și o mică problemă, dacă se poate, domnul primar. Constructul ăsta care lucrează la noi în sat, are dreptul de a bloca tot drumul când țapă un pod, pe unde trece o salvare, pe unde trece un pompier, Doamne ferește de ceva. Cazul la noi, la mea e Miclou, și azi dimineața o blocat, adică o spart la... Poftim? Salvarea și pompieri, poliția păi, și poliția a zis. Da, da, salvarea și pompieri. Aia e cel mai urgent. Pe unde trece, dacă aproape pe marginea șanțului trece o vacă. Ăia chiar de fapt, chiar de capul satul nostru sau în comuna noastră. 20, da. Poftim? 20. Dom'le, dar nu e, dar și o oră, dom'le. Eu am lucrat 23 de ani în așa ceva. Ce vrei să faci? Păi cum adică, ce, faci jumătate de cale, dă drumul la circulație, fac jumătate de cale. Cum nu există, Ioane? Ai lucrat în domeniu? Nu. Nu, a spus că nu există rezistență. Am vorbit de față cu Nea Ion, am vorbit cu domnul profesor Gobor. Cu ce rezistență, domnul primar? Că jos să dă aer radier? Altceva vreau să spun. Eu știu că s-a discutat subiectul ăsta. Deci, drumul din două părți, da? Cu regătură pe mijloc. Face-o cu singură parte, este în modificare de proiect. Profesorul Boboc nu acceptă modificare. Păi cum a făcut proiectul? Pe înseamnă cu pomper că are o casă pe sau un om mare pe rost, 50 de case în sus. Acolo. Nu există așa ceva, domnul primar. Eu am 23 de ani am lucrat în toate așa. Așa ajungeți unul de mine. Nu știu, știu, nu sunt. Sunt motopompe care va veni, doar le vine să nu se întâmple nimic. Dar vă dați seama, două zile ține blocat drumul ăla. Că hai să fie. Da, da, nu e nimic. Are dreptate, dar n-am nicio putere. Știu, mare, dar văd că ea. Dacă profesorul nu a schimbat, deci, ia-i cu tot. Deci nu pot să fac ce fac și vor pe teritoriul nostru. Fac și vor pe teritoriul nostru. Vrea să credeți că atât de ușor schimb o soluție tehnică. De nimic, domnul Vasile, e foarte greu să schimbi soluția. O planșă acum dacă o schimbi, aia trebuie verificată de proiectant și de expert, că ai modificat soluția tehnică. Eu nu cred că proiectantul ăla a fost atât de ca să blocheze drumul. Nu cred. Nu, eu unul nu cred. Că am lucrat în domeniu și nu cred treaba asta. Ce nu cred. Deci se blochează, într-adevăr, jumătate de cale, se pune table indicatoare conform asta, după aceea când s-a bătut revine, stai drumul parcă. Să l-am dat așa, cred, așa, așa am lucrat și eu. Nu, dar vreau să spun, măi, Elena, a zis că ei fac abuziv ceea ce a făcut. Totuși există niște riscuri, aia e un... Din punct de vedere, nu vrea să desfacă, e două bucăți. Nu vrea să desfacă, nu vrea să desfacă, nu vrea să desfacă. Nu, asta știți, nu a aruncat în ori, dar legal nu este corect. Nu. Nu are nicio legătură rezistența față. Cât de greu am stat flotul ăla de 5 metri. Da. Acolo la tine, Gigi. Foarte greu am stat. Era pus exact pe direcția la stâlpul ăla. Dom'le, și Gigi, și Nea Ion, și toți. Adică, haideți, dom'le, să mutăm stâlpul ăla. Se ducea exact ungea aia la stâl. Da. Dar de la pod nu trebuie să facă până la părău jos făcut betonat? Ei, în general, nu-ți dau decât 10-25 de metri, atât. 10-25 de metri să betonezi? Păi 25 de metri de ziua, v-am luat mea micro și-o ajuns în pără. Numai puțin. Și dacă sunt 10 metri? Ei își fac 10 metri, rezultă ei să facă primărie. Și înseamnă că l-au proiectat, că ăla care l-au proiectat. M-au luat banii și nu au făcut proiectul ca nu, dar s-au primat cu ușa. Exact. Și eu am făcut bine. Da, dar intersectificat. Proiectele, cam toți proiectanții de drumuri au cam aceeași școală, respectă și mai mult de atât. Se duc la verificare, se duce la Popa, pe Tâncă, la Piatra Neam, se duce la profesorul Boboc. Nu prea trece proiectele. Dacă se întâmpla și murea ăla acolo, ce răspundea? Proiectantul sau vă luați dumneavoastră de la hartă? Vedeți că intrau toți în acea școală. Știți, noi românii, noi aveam așa o calitate.
de a ne gândi la rău, de ne-a uitat... Nu, te punem rău în față, domnule, să dacă se întâmplă. Matar ele não é claro.